80 de pacienți de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași au domiciliul stabil în unitatea medicală. Reprezentanții secției Șipote din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola susțin că majoritatea acestor persoane sunt internate de mai mulți ani de zile. Pentru că nu au familii sau au fost abandonați, personalul medical trebuie să ajute pacienții să își facă acte de identitate provizorii, iar din cauza legislației astfel de demersuri sunt reluate în fiecare an. Este vorba despre pacienți care sunt spitalizați de mai mulți ani din cauza afecțiunilor care răspund cu greu la tratament, pacienți cu tendințe autoagresive.